Dacă nu mai au cărbune de valorificat în Valea Jiului, hoții s-au reprofilat și au trecut la o etapă superioară de interes, cea din domeniul electronic, în funcție de cerință, de pe piața de chilipiruri. De curând, polițiștii au demarat o anchetă la stadionul Jiul din Petroșani, de unde hoții au furat aparatura de sonorizare a stadionului. Au fost furate inclusiv cele 4 boxe amplasate pe stâlpi la peste 3 metri înălțime. Prejudiciul estimat este de 17.000 de lei. Poliția municipiului Petroșani a fost sesizată cu privire la faptul că dintr-o bază sportivă din municipiul Petroșani au fost sustrase mai multe bunuri de către autori deocamdată neidentificați. În acest caz, polițiștii au întocmit un dosar de cercetare penală pentru săvârșirea infracțiunii de furt calificat, cercetările continuând sub coordonarea procurorului de caz în vederea identificării autorilor și a recuperării prejudiciului.